Salutare, bine ați venit la Terra România, eu sunt Alex și astăzi jucăm Doom din 2016, dar nu aceasta este ideea. Ideea este că acesta este un clip, mai mult un update despre ce se va întâmpla pe acest canal. Și în 2022 canalul va suferi niște schimbări, voi juca și alt fel de jocuri, nu doar cele de la Blizzard, cum ar fi Hearthstone, Warcraft, Diablo, Starcraft, și o să joc jocuri mult mai noi. După cum observați, grafic arată destul de bine, fiindcă mi-am luat un laptop de gaming și pot juca și titluri mai noi, cum ar fi Red Dead Redemption, Jedi Fallen Order și multe, multe alte jocuri. Vreau să vă spun că 2022 va fi un pic diferit față de 2021, fiindcă... stai să fac viața. Fiindcă anul acesta... Mai vine ceva? Am ceva chestii personale de rezolvat, chiar foarte personale, legate de viața mea privată și nu știu dacă o să fac la fel de multe clipuri. Dar așa am zis și în 2020 și în 2021. Deci, nu voi ști ce îmi va rezerva viitorul. Anul 2021 a fost un an destul de bun, aș putea spune. Am făcut chiar destul de multe clipuri, mai multe decât în 2020. Am început să postez despre Warcraft 3 mai des și am jucat World of Warcraft din nou după foarte mult timp. Spoiler alert, m-am lăsat de World of Warcraft din nou. Dar o să joc alte titluri. O să fac tot felul de clipuri despre jocuri și nu neapărat doar gameplay. O să vorbesc despre de ce unele jocuri au decăzut, de ce unele jocuri încă sunt relevante după atâta timp, de ce unele au avut așa o importanță în industria gamingului. Deci nu o să fie doar tipicul gameplay pe care mulți îl fac, walkthrough sau cum se cheamă. Așa că anul acesta va fi ceva un pic mai diferit. Deși nu am vrut să spun în clipul acesta, dar mă gândesc să renunț la povești din Warcraft. Și vă spun și de ce. Momentan, povestea din Warcraft este un pic, cum aș putea spune, dezamăgitoare, să zic așa, să nu zic foarte prost scrisă. Dar o să vorbesc într-un clip despre asta mai în detaliu, de ce consider că povestea din World of Warcraft Shadowlands este o poveste foarte slabă și... God damn it, nu am reușit. Și cum anul acesta voi schimba un pic programul de upload și de ce conținut va avea acest canal. Nu știu dacă o să renunț la clipuri cu Warcraft, fiindcă mai am câteva idei care vreau să le transmit anul acesta, dar o să încerc să pot să fac și clipuri cu altfel de lucruri. Îmi place că în anul trecut am început seria de de ce a decăzut și chiar sunt destul de succes. Multe dintre ele, hai că mor acum lei, nu e nimica. Multe dintre ele aș putea spune că au făcut mai multe vizualizări decât toate clipurile cu povești din Warcraft. De exemplu, de ce a decăzut Minimax sau de ce a decăzut Yu-Gi-Oh! Au fost mult mai de succes, deci o să continui cu seria aceasta. Fiindcă și face plăcere, nu doar. Sunt niște chestii care mă pasionează și pentru mine este un lucru benefic, aș putea spune, să vorbesc despre chestiile care îmi plac. Oh, god damn it. Cred că să... ia să schimb noi asta. Să văd unde e la mea. S-ar putea să... Da, se putea să fie...
Așa. Ok, aici. Nu prea am viață, deci dacă o să vină ceva să mă atace, o să mor. Cred că pe aici ar trebui să văd. Checkpoint reach. Ce tare. Este o jucărie. Extra unlocked. Nu. Are dacă sar. Hai să încercăm, deși s-ar putea să cad. Nu, n-am căzut. Ok, noi trebuie să mergem. Cred că am venit din partea asta. Despre alte lucruri care vreau să le discut în clipul acesta. Așa. Așa, aici. Și aici, ultima dată aici am murit, dar stai să-mi văd unde. Deci dacă mă urc pe astea. Stai că am văzut ceva. Nu. No. Are dacă sar de aici? Ia să încerc. A, da, uite că am putut. Teoretic ar trebui să sar acolo, vin ceva. Ia stai să vedem dacă merge double jump. Nu se deschide. Ar trebui să sară acolo jos. Și de aici. Aici cred că ar să mă uit. Așa. Ia să iau și astea. Ce este asta? Olivia has an artifact in her private lab that we've been studying for years. I believe you can use it to find the answers. Să știți că acesta este cam mijlocul jocului, un joc de câteva zile și nu l-am mai jucat niciodată Doom, cel puțin cel din 2016. Dar o să iau și probabil Doom Eternal. Eu l-am pe Steam. Am prins destul de ieftin cu 5 euro acum câțiva ani. Și cam acesta este clipul, cred că. Spuneți și voi ce clipuri veți în continuare pe acest canal și dacă vreți să fac walkthrough la jocul Doom sau la Red Dead Redemption 2 sau la alte jocuri, Mafia Definitive Edition, doar spuneți și ce o să fac. Eu sunt Alex, până data viitoare, salut!